Mulțumesc, bine ați venit la conferința noastră de presă, organizată la Consiliul Județean. Eu în calitate de președinte ADIB, doamna director general Nina Chiper Crab Iesa, domnul director general Hidroconstrucția, câștigătorul licitației, domnul director general Eugen Popa și domnul director Cristian Mazăre, directorul responsabil pe zona Bacău. Cred că nu am greșit cu nimic în prezentarea noastră. Astăzi e un moment extrem de important, atât pentru CRAB, cât și pentru ADIB. Aproape la un an de zile se semnează contractul după semnarea aplicației POIM, se semnează unul dintre cele mai importante contracte de execuție pentru municipiul Bacău. E vorba de realizarea tronsonului Stejarul Bacău, peste 20 și ceva de kilometri, 21 de kilometri de conductă. E o investiție care era extrem de necesară. Noi am avut o prioritizare a acestor investiții și ne-am referit la investiții pentru municipiul Bacău, tocmai ținând cont de faptul că, dacă nu mă înșel, acum câțiva ani, acum 2 ani de zile, când eram instalat prefect, am avut chiar în ziua instalării, am avut o avarie destul de importantă la această conductă, pe această conductă. Evident că este o conductă care a rămas nemodernizată, neînțeles de altfel în acest moment de ce a rămas nemodernizată cei 21 de kilometri de conductă, ținând cont că de la baraj încoace către Stejarul a fost reabilitată undeva vreo 60 de kilometri de conductă. Important că astăzi semnăm contractul, asta e cel mai important lucru. Conducta care se schimbă este o conductă extrem de veche, din tuburi Premo și care, evident, putea oricând să genereze avarii și în alimentarea cu apă a municipiului Bacău. Semnăm contractul cu Hidroconstrucția, un constructor cu state vechi în domeniu, în instalații de apă și în utilități publice. Ca atare mă bucur că astăzi îl avem alături de noi pe domnul director general. Am să fac un anunț, să zic așa, negativ, din păcate, care va umbri oarecum această semnare. Eu sper că nu. Din păcate, în ciuda faptului că la nivelul municipiului Bacău se manifestă un interes așa aruncat pe față că pentru aplicația POIM și pentru furnizarea de apă pentru băcăuani, avem o situație inedită. De 6 luni de zile transmite CRAB, a transmis adrese pentru a putea obține autorizația de construcții și mă refer la faptul nu neapărat că dânșii sunt cei care emit autorizația de construcții, ci noi, ci pentru faptul că în calitate de proprietare a aducțiunii, municipiul Bacău nu a catadixit să răspundă la adresele transmise de CRAB referitoare la exproprierea coridorului conductei. Ca atare, noi oarecum să ne aflăm în imposibilitatea eliberării autorizației de construcții. Subliniez că cele 6 adrese pe care o să vi le și prezint nu reprezintă niciun secret. Încep de undeva din luna în data 28.06.03.08, apoi cu revenire 30.08, 31.08, 28.09, 13.10, în care toate aceste adrese solicită către Primăria Bacău să înceapă procedurile de expropiere. Nu mă feresc de cuvinte pentru că ni s-a pus în seamă foarte multe lucruri legate de aplicația POIM, cam fi în întârziere, că nu s-a
reușit să zic să fim într-un ritm alert pe aplicație. Eu o să fac și o prezentare după data de 2-3 decembrie a întregii aplicații, în care o să explic pe fiecare parte în ce stadiu ne aflăm. Tocmai pentru a elimina orice alt comentariu răutăcios la adresa atât a ADIB, cât și a Companiei Regionale de Apă. E evident că obiectivele, din ce îmi dau seama, obiectivele municipiului Bacău nu o reprezintă furnizarea de apă sau furnizarea unui serviciu de calitate de apă, având în vedere că dacă nu se reușește să răspundă la o adresă prin care măcar să se vadă intenția de a începe exproprierea, cu atât mai mult cum ar putea să vină să implementeze un proiect de genul ăsta de care vorbim. Aveam nevoie de un partener în primăria Bacău, dar pe el în primărie se interesează doar cum se poate schimba conducerea CRAB și nu cum se poate implementa proiectul. Cred că sunt interesați mai mult de licitații și de achiziții decât de partea de implementarea proiectului. Tocmai de asta am zis că astăzi e un moment, pe de o parte, istoric, că semnăm un contract, e extrem de important și n-aș vrea să-l ecranez cu acest lucru, dar nu pot să nu trag un semnal de alarmă către primăria Bacău să-și intre în atribuțiuni. Eu cred că astăzi a și descoperit că este proprietarul conductei și că el trebuie să facă exproprierea, necatadisind să răspundă la cele 6 adrese imperioase pentru a declanșa aceste proceduri. Ca atare, somez primăria Bacău să pună pe ordinea de zi, să demareze hotărârea de Consiliul Local, prin care să înceapă procedurile de expropiere. Evident că se poate face și putem ușura această activitate printr-un simplu lucru, să împuternicească CRAB pentru realizarea documentației necesare pentru expropiere și să vină doar, să nu se ocupe, să zicem, aparatul de specialitate, dacă n-am fost capabil să răspundă la câteva adrese, mi-e greu să cred că va putea realiza ceva în următoarele luni. Noi avem nevoie de autorizație de construcții pentru a începe cât mai curând aceste lucrări. Această autorizație de construcții se poate da după ce se poate realiza procesul de expropiere. E evident. O să încercăm să găsim soluții, dar cred că principalul lucru care trebuie să facă e oarecum aparatul de specialitate, conducerea primăriei, să treacă într-o zonă în care să fie proactivă pentru implementarea acestui proiect. Cu atât mai mult cu cât este proprietarul conductei, pe de-o parte, și pe de altă parte este și beneficiarul, cetățeanul Băcăuan este beneficiarul acestei investiții atât de important. Eu cam atât am vrut să punctez. O să rog pe doamna director general să prezinte elementele tehnice și valorice ale contractului și ulterior să-l rog pe domnul director general să-și pună și punctul de vedere referitor la semnarea acestui contract. Vă mulțumesc, vă rog doamna director general. Da, mulțumesc frumos. Mă bucur că putem semna astăzi, în sfârșit, un contract de lucrări care vizează reabilitarea conductei de abducțiune pe tronsonul stejarul Barați, precum și completarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din comuna Mărgineni. Este o infrastructură foarte importantă pentru noi, plecând de la premisa că această conductă de adopțiune este cea prin care se asigură aportul de apă necesar cetățenilor municipiului Bacău și nu numai. Spun și nu numai pentru că din stația de tratare Barați se alimentează și locuitori din comuna Mărgineni, locuitori din comuna Măgura, parțial din Hemeiuș și, mai important, pe viitor se vor alimenta și alte unități administrativ-teritoriale care vor beneficia de investiții în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Contractul de lucrări pe care îl semnăm astăzi este un contract substanțial din punct de vedere valoric. Vorbim de 34,5 milioane euro, cu aproximație. El are trei componente: aducțiunea, reabilitarea celor 21 de kilometri de conductă de aducțiune de la stejarul la Barați,
estimată la 21 de milioane de euro, investițiile din Comuna Mărgineni 12,5 milioane de euro și, nu în ultimul rând, SCADA, estimat astăzi la 5,5 milioane euro. Lei, scuze. 5,5 milioane lei, 1 milion euro. Asocierea cu care semnăm astăzi contract este o asociere importantă. Spunem noi, care a demonstrat de-a lungul timpului că poate să finalizeze proiectele începute cu succes. Contractul de lucrări se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, din care primele 24 de luni sunt alocate efectiv construcției reabilitării aducțiunii. Și o să încerc să vă prezint pe scurt investițiile pe fiecare dintre cele trei componente ale proiectului. Vorbim de investițiile pe aducțiune, cele mai importante de altfel. Reabilităm 21,5 km conductă de aducțiune, deci o reabilităm această conductă, această bucată de 21,5 km, practic se va întinde pe un alt teren decât cel pe care îl ocupă astăzi conducta veche de 30 de ani. Materialul utilizat este din pontă ductilă. O atenție deosebită a acordat-o proiectantul vanelor pe care le vom monta pe această conductă de aducțiune. Știm cu toții că de-a lungul timpului ne-am confruntat cu avarii numeroase, iar perioada de umplere, respectiv de golire a acestor tronsoane, a fost una substanțială și în final și-a spus cuvântul asupra perioadei în care populația din municipiul Bacău nu a avut la robinete apă. Deci cu cât avem mai multe vane, cu atât se restrânge perioada de intervenție a operatorului și le aveți detaliate în cadrul acestui slide. Pe lângă investițiile în cadrul conductei de aducțiune, avem, așa cum am menționat, investiții în Comuna Mărgineni. Vorbim de o extindere în alimentare cu apă de 4,4 km aproximativ în satele Mărgineni și Podiș. De asemenea, am avut în vedere și extinderea rețelei de canalizare cu 29,5 km, normal cu stațiile de pompare aferente, vizând atât reabilitarea unor stații de pompare existente astăzi, cât și construcția unora noi. Și nu în ultimul rând, vorbim de investițiile pe SCADA, pentru că este foarte important astăzi ca toate investițiile pe care un operator le realizează să aibă și partea de SCADA aferentă, ne ușurează timpul și îmbunătățește condițiile de furnizare a serviciului de alimentare cu apă. Vedeți că avem SCADA central la Barați, în care se transmit date din SCADA Cămin Rupere Presiune Moinești, de la Grigoreni, de la stația de pompare Moinești, care vă e cunoscută de la ultimele lucrări ale celor colegilor de la Apele Române, când din cauza scăderii nivelului apei în baraj am fost nevoiți să pornim această stație de pompare. Iată că astăzi o și modernizăm cu echipamente SCADA și de asemenea SCADA de la microhidrocentrala Stejoarul. Am considerat că este important să precizăm numărul de avarii de-a lungul timpului și am luat perioada de referință 2014-2019 pe acest tronson nereabilitat, tronson vechi de 30 de ani. În medie vedem că ne confruntăm cu două avarii pe an. Am avut perioade când am înregistrat o avarie pe an, dar și ani în care am înregistrat patru astfel de avarii. În ultimii doi ani am reușit să remediem avariile apărute pe această conductă de aducțiune fără a întrerupe alimentarea cu apă a locuitorilor municipiului Bacău. Aveți imagini de la avariile cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Ele sunt substanțiale, afectează populația din zonă și sperăm că vom reuși în cele 24 de luni să finalizăm acest obiectiv de investiții de importanță majoră, astfel încât ușor-ușor să putem să ne îndeplinim toate targeturile referitoare la alimentarea cu apă a populației municipiului Bacău în condiții efectiv normale. Mulțumesc, doamna director general. Am să dau cuvântul domnului director general Eugen Popa. Vă rog, domnul director. Aici, da. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor, domnilor. O să încerc să fiu scurt.
Este o onoare pentru mine să mă aflu aici, alături de domnul președinte, de conducerea CRAB și de dumneavoastră, la semnarea acestui contract important. Contractul este important pentru municipiul Bacău și pentru UAT-urile care vor beneficia în viitor prin extinderea programului de beneficiile acestei aducțiuni și de rețelele care se vor dezvolta atât de apă cât și de canal. El este important pentru noi pentru că este un aport la portofoliu, este un contract mare. Societatea noastră este o societate de tradiție și o să revin după o scurtă prezentare. Noi avem în prezent contracte de peste 1 miliard de lei și dezvoltăm pe acest program pe care, ca o paranteză, l-am așteptat destul de mult. El a venit mai târziu pentru noi și pentru constructori, dar e bine că a venit și că îl dezvoltăm, participăm activ. Avem contracte în de peste 300 de milioane de lei în județul Vrancea, avem contracte de peste 300 de milioane de lei în județul Cluj la Turda, avem 3 contracte cu valori de care se apropie de 100 de milioane de lei la în Valea Jiului la regia de apă Petroșani. Avem în județul Dolj contract, avem la Primăria Municipiului București. Suntem un constructor activ pe piață. Revin și spun, contractul ăsta este foarte important pentru noi și este și, pot să spun, emoțional foarte important. Compania noastră a luat naștere acum mai bine de 70 de ani odată cu începerea lucrărilor la Bicaz și revenim ca să facem acest contract în aceea zonă. Între timp am, pe lângă proiectele pe care le-am menționat din actualul program de dezvoltare cu fonduri europene, am dezvoltat proiecte pe ISPA, pe POS, pe toate programele de finanțare și sperăm ca acest proiect să fie un succes. Vom participa activ la găsirea unor soluții care să poată să dezvolte proiectul pe priorități. Înțeleg că prioritatea, și am înțeles din faza de ofertare, este aducțiunea, dar și dezvoltarea rețelelor pentru creșterea gradului de confort a populațiilor din comunele menționate. Vom avem o provocare majoră să găsim soluții în alocarea de resurse. Aici e bine de precizat foarte pe scurt că e o perioadă mai dificilă pentru constructori în primul rând și pentru operatori. Provocarea este să găsim resurse, forță de muncă, forța de muncă calificată. O bună parte a ales calea să ducă în Uniunea Europeană și găsim din ce în ce mai greu, dar vom căuta să suplinim această migrație cu soluții alternative. Trebuie să facem față provocărilor pe care le ridică actuala situație economică cu care se confruntă țara și întreaga Uniune Europeană. După cum bine știți, sunt creșteri importante la energie, care în lanț au condus la creșterea materiilor prime ale materialelor. Fonta este, ca o paranteză, un material care a avut cea mai importantă creștere între materialele care se folosesc. Sperăm ca prin aprobarea Ordonanței 15 și a legii de aprobare în Parlament, pe care încă așteptăm ca domnul președinte să o promulge, să o promulge cât mai repede, pentru că constructorii pierd în fiecare lună sume importante datorită acestor creșteri. Sperăm să găsim soluții cu inginerul, cu beneficiarul, ca acest contract să fie un contract corect pentru toată lumea și să poată fi dus la bun sfârșit, cu materiale de calitate, cu lucrări de calitate. Și vreau să cred că acele probleme care le-a menționat domnul președinte sunt pasagere.
vom avea disponibilitatea la, dacă se poate, la autorizații de construire parțiale. Lucrăm în sensul ăsta la Turda, unde am obținut o autorizație pe 30%. Am început lucru, între timp se pot rezolva celelalte avize, autorizații. Avem toată disponibilitatea și suntem un partener bun. Avem aici în zonă o subunitate de tradiție, a fost cea mai importantă subunitate a noastră mulți ani de zile și sper ca odată cu dezvoltarea acestui proiect să revină în fruntea subunităților pe care le avem. Avem un partener, nu ultimul rând menționez Electroalfa, cu care avem o bună colaborare și prietenie, pentru că de obicei colaborările bune sunt leagă prietenii bune. Lucrăm cu ei pe proiecte de genul ăsta și lucrăm pe proiecte de irigații importante pe care le are Ministerul Agriculturii. Sunt, după părerea mea, în topul firmelor care pot să vă asigure o parte de scadă automatizare corespunzătoare. Fiind partenerul meu, de multe ori suntem și concurenți, dușmani nu putem să fim. Vi recomand cu căldură și pe alte proiecte, dacă vin sau nu vin cu noi. Sperăm, de asemenea, într-o bună colaborare cu consultanța și sperăm, de asemenea, să creăm cât mai puțin disconfort. Aș minți să spun că nu vom crea niciun pic de disconfort, să creăm cât mai puțin disconfort locuitorilor care se află în area de dezvoltare a proiectelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul director general! Eu vreau să vă spun că sperăm că la finalul acestei lucrări, când vom semna procesul verbal de recepție acestei lucrări, să ne despărțim, așa cum ați spus, prieteni. Eu vă asigur că atât din partea Consiliului Județean, cât și din partea, mă refer la aparatul de specialitate, pe ceea ce înseamnă autorizații, ceea ce înseamnă elemente birocratice, care de cele mai multe ori încurcă mai mult decât descurcă, o să aveți un drum liber în ce ne privește pe noi. De asemenea, o să, din partea ADIB, o să vă asigur de o monitorizare a acestei lucrări și o prezentare oarecum în anumit termen care să conteze de a prezenta această lucrare în așa fel încât cetățeanul să fie extrem de bine informat pe ce lucrări se execută pe tronsoanele pe care le-a prezentat doamna director general. Vreau doar să mai aduc un aspect în vedere. Ați văzut că în acest contract nu e vorba doar de municipiul Bacău, este de municipiul Bacău pentru că e conducta de aducțiune cea mai importantă și cu prioritate și mă bucur că s-a înțeles prioritatea pe care noi am pus-o pentru municipiu. De ce? Pentru faptul că acolo s-au întâmplat cele mai multe avarii. Dar nu putem să spunem și pentru zona Mărgini Neni, unde noi avem o problemă cu echilibrare în ceea ce privește presiunea la apă și nu putem extinde rețeaua pentru că nu avem de unde. Cu ocazia asta se va întâmpla acest lucru în statele Mărgini Neni, Barat, Spădureni, Trebeș, Valea Budului. Mai mult decât atât, eu o să vă asigur de o colaborare transparentă, corectă și într-un cadru perfect legal. Mă bucur că astăzi avem un constructor serios care sunt convins că își va duce la îndeplinire atribuțiunile din contract, conform contractului. Sperăm că orice impediment care se va întâmpina vom face de așa natură încât să fie înlăturat cât mai rapid. Reiterez solicitarea către primăria Bacău, către aparatul de specialitate, către conducerea primăriei Bacău pentru demararea cât mai urgentă a procedurilor de expropiere în așa fel încât dumneavoastră în perioada de mobilizare să încercăm să facem ce nu s-a făcut în 6 luni de zile. Noi suntem disponibili, nu ținem cont de faptul că e sâmbătă, duminică, e sărbătoare, vom fi prezenți pe această lucrare. Mă bucur că astăzi, alături de o altă lucrare care o să vă prezentăm peste o săptămână, sper, face parte din ceea ce se numește alimentarea cu apă a municipiului Bacău. Nu vreau să mai adaug prea multe lucruri, aștept întrebările noastre pe ceea ce v-am prezentat. Mulțumesc! Da, domnul... M-aș mic, inițial, nu înțelegeam
E coridorul de expropiere cu conducta. Ție bine astea vor rămâne în mobilare comun sau? Dar asta e încă la lăsat. Păi, spuneți-mi întrebare. Spuneți-mi ce se poate întâmpla dacă primăria va continua să refuze, să vă inveze acele... Să demareze procedurile de expropiere. Sunt și alte metode pentru a oarecum a ajunge într-o zonă de a propune acest lucru. Eu nu cred că, deși până acum a arătat un dezinteres total în ceea ce privește expropierea pe coridorul de expropiere, cred că se pot găsi soluții pentru a rezolva această problemă cu primăria Bacău, ținând cont de faptul că totuși această conductă oarecum se duce într-o anumită zonă de infrastructură critică, fără de care nu se poate. Nu cred că cineva se poate juca cu alimentarea cu apă, un element atât de esențial pentru viața băcăuanului. Nu cred. Dar vom vedea. Eu sper că după această conferință de presă, când a aflat și domnul primar că trebuie să-și realizeze aceste expropieri, sper că va demara cât mai curând procedurile. Evident să dea hotărâre de Consiliul Local și apoi dacă poate să mandateze CRAB-ul pentru realizarea documentației, tocmai pentru a ușura această activitate, dânșii au mai făcut-o, ar avea o posibilitate din punctul ăsta de vedere, putem să deblocăm această situație. O să încercăm să găsim și soluții alternative, dar evident că nu se poate fără primăria Bacău. Totuși, la urma urmei, primăria este condusă pentru cetățean, nu pentru interes. Noi semnăm, dar lucrurile le vom vedea în teren. Nu cred că... Următoarea întrebare. Ne putem aștepta, am presupus lucrul ăsta, că să existe întrerupere în alimentarea cu apă pe perioada ce 36 de ani? Nu, tocmai de aia vă explicam că tronsonul existent astăzi nereabilitat va rămâne în operare. Apa va ajunge în stația de tratare Baraț prin acest tronson. Noi pur și simplu mergem și construim un alt tronson de 21 de kilometri pe un alt teren. Deci poate exista posibilitatea sau riscul, să-i spunem așa, de o întrerupere doar în caz de avarie. Da. Domnul director general, nu știu cine este Electroalfa, dacă nu puteți spune despre firma asta. Electroalfa este o companie cu capital privat și are sediu social principal în Botoșani. Au sedii și sucursale, din ce știu eu, are în București sigur. Cred că mai sunt și altele posibil să fie înregistrate. Unde? În Iași, la Registrul Comerțului. Hidroconstrucția a avut pe domeniul ăsta de electrice SCADA Automatizări, care este un domeniu care poate să varieze între 5 și 20% pe contractele care sunt de rețele, colaborări tradiționale cu 3 companii. Elsaco Botoșani, Electroalfa Botoșani și Probit București. Colaborările au fost dictate de zona în care au fost proiectele. Noi suntem un operator național, ei operează preferențial pe zone. E o companie care cred că are, nu știu toate datele, n-am venit pregătit, dar cred că are la nivel de holdings, sau cred că au mai multe companii, cred că este undeva cotată la peste 20 sau în jur de 20 de milioane de euro, ceea ce e o firmă medie spre mare în construcții. Și noi am avut o colaborare tradițională foarte bună. Au secție de producție proprie pentru ce înseamnă echipamentele, o parte din echipamentele care se montează, mă refer la tablourile de automatizare, tablourile de care conexează partea de electrică și automatizări. Vă putem trimite, o să cer colegilor. Da. Da. Și acum înțeleg că va prelua componenta asta de SCADA din proiect. Da, în această etapă, da, da, partea de SCADA și partea de electrică, ce înseamnă racordurile care sunt de făcut. Și o întrebare,
Am să vă răspund eu. Nu cred că, adică, nu știu ce supărare are primăria, dar nu cred că trebuie să răspunde pe un contract. Faptul că nu s-a recepționat sau s-a recepționat sau nu știu, sau stadiul în care se află recepția de la rezerva de apă nu ține de compania regională de apă. Eu cred că compania regională de apă și-a dat tot concursul pentru că îi interesează, adică ne interesează, vorbind din punct de vedere a DIB-ului și a CRAB-ului, ne interesează să funcționeze complementar cu stația de demanganizare, adică nu văd de ce ar exista piedici. Nu știu ce probleme tehnice sunt sau nu sunt acolo și nu vreau să mă pronunț având în vedere că nu mă ocup în mod direct de acest lucru, nu fac parte din comisia de recepție, dar țin să amintesc că cred că societatea CRAB are un singur reprezentant în comisie, Consiliul Județean are un singur reprezentant în comisie, comisia este formată din 9 persoane, nu doar din Consiliul Județean și din CRAB. Dacă avem ISC-ul, avem Primăria Bacău, eu cred că știți foarte bine că regulamentul de recepție noi avem un singur vot. Adică nu poate să, asta vreau să vă spun, că nu poate să împiedice o recepție, chiar să zicem dacă s-ar abține de la un vot sau nu. Celelalte probleme care sunt date dinspre municipiu către județ sau către CRAB au, cred că, cu totul altă supărare. Cred că supărarea se referă la conducerea CRAB-ului și oarecum discreditarea acestei societăți, acestei conduceri, că nu ar fi capabil să implementeze un proiect atât de important. Interesează mai mult cu totul altceva decât partea de aplicație POIM. Eu vă garantez că noi avem întâlniri aproape săptămânale pe această aplicație. E un contract, e o aplicație extrem de mare. Dacă, fără să fac o comparație, ați văzut 34,5 milioane euro, e doar un singur contract. Să-mi enumereze și mie Primăria Bacău ce contracte europene a semnat în ultimul an, ca să putem să facem o comparație. Noi avem câteva proiecte europene semnate și în execuție, o parte sunt și recepționate, o parte se vor recepționa, iar așa cum am promis, la împlinirea unui an de zile de la semnarea aplicației, o să prezint, așa cum am și făcut anterior, acum o lună de zile, cred că nu greșesc, un stadiu a implementării proiectului. Pot să anunț de acum că am reușit să trecem de furcile caudine ale Jaspers-ului pe tot ce înseamnă această aplicație. Noi mai aveam în analiză la Jaspers undeva 9 contracte, 9 proiecte de contract cu, evident, cu anumite solicitări. Am reușit să răspundem după 11 note de ghidare, să răspundem la fiecare întrebare. Dacă socotim un an de zile și punem răspunsurile către Jaspers, o să vedeți cam în ce stadiu sau care este stadiul de implementare acestui proiect. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. S-a tot speculat că se prezintă, că nu se prezintă la licitație, că vin, că nu vin, că subevaluați sau nu sunt subevaluate lucrările. Trebuie să înțelegem un lucru. A crescut piața materialelor datorită creșterii de, evident, de utilități, energie electrică, benzină, motorină, tot ce în gaz, în așa fel încât e greu să fie predictibilă din punctul ăsta de vedere sau o societate să-și facă o predicție că într-adevăr reușește să facă contractul în banii pe care îi licitează. Și există într-adevăr o reticență din punctul ăsta de vedere. Dar noi nu putem să facem decât să încercăm să mergem în pas cu legea, în pas cu ceea ce se aplică acum la nivel național. Și ați văzut că azi am avut ședință de Consiliul Județean în care am aprobat și am modificat nu știu câți indicatori tehnico-economici care să meargă în pas cu creșterea de prețuri. Noi nu o să dorim decât ca această lucrare să se realizeze la un preț corect și ne dorim ca această lucrare să fie efectiv de calitate. Evident că ne interesează că e și firesc, e în fișa postului, ca să zic așa. Dar nu vreau să spun de pe acum că e un lucru extrem de simplu.
Este o muncă titanică, realizată de o mână de oameni, care pe aici, pe acolo, cum pot, îi ajut. Și tocmai de asta m-a deranjat faptul că de 6 luni de zile, dacă nu s-a putut ca primăria Bacău să răspundă la o adresă care, într-un fel sau altul, evident că este direct interesată pentru municipiu, că realizarea acestei lucrări nu neapărat este în beneficiu municipiului Bacău, în primul rând, și ulterior, să zic așa, ca a unităților limitrofe, așa cum am prezentat proiectul. Cred că e mai mult așa o bătaie de joc și un mod de a răspunde la anumite lucruri care se întâmplă deja la Consiliul Județean sau se întâmplă deja la CRAB și arată tocmai inversul a ceea ce se susține din punct de vedere demagogic de către conducerea primăriei. Eu am mai prezentat lucrul ăsta, am mai avut și discuții, am avut discuții pe parte de ADIBA, am avut discuții pe parte de CRAB. Am încercat să responsabilizez, să înțelegem că facem parte dintr-o asociație cu drepturi egale. Și nu faptul că sunt acționar majoritar sau minoritar, am mai puține drepturi, asta se confundă, am mai puține drepturi decât cel care are un procent. Adică decât primăria Răcăciun, Sascut, sau altă primărie care este beneficiarul acestui proiect. Trebuie să mergem în mod legal și în mod egal cu aceste abordări. Da. Da, aș mai avea eu o mică completare vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră în ce stadiu se află rezerva. Eu vă pot spune din punct de vedere al companiei regionale de apă că din cunoștințele care le avem noi, dânsii mai au în momentul de față de efectuat 2 cuplări, după care probabil vor continua procedura de recepție. Vă rog. Am un proiect caracter de executare și am spus la orice companie. De fapt, referia scopierilor pare să fie încă o piesă pentru a înțelege acest proiect. Eu vă întreb o strategie clară de a ține în justiție cu celeritate, pentru că avem un termen de 36 de luni. Nu, este într-un foarte îndelungat pentru a mai avea un trecerea pe care primăria sau pe cineva pe care se depune, vor duce în mod automat la prelucirea acestui termen. Vor instala la prețurilor, la primul ceva necontrolat. Avem o strategie de a ține în distanță cu celeritate pentru a anihila practic sectorul. Eu cred că există, eu am să vă răspund așa cum știți direct. Eu cred că există un dezinteres total, au alte interese decât cele mai importante și pentru care au fost aleși. Asta este părerea mea. Doi, evident că există o strategie și există o strategie clară în așa fel încât acest contract să nu fie întârziat nicio clipă. În situația în care dânsii nu o să-și facă atribuțiunile care au de făcut, există soluții legale pentru a-i îndrepta pe calea cea dreaptă, să zic așa. Nu o să stau, să știți că nu merg cu jumătăți de măsură, eu nu o să merg cu jumătăți de măsură nici în aplicarea vreunui contract pe care o să-l semnez de acum înainte, cu atât mai mult la acest contract atât de important. Există soluții legale de a ajunge la ceea ce este de ajuns. Știți foarte bine că totuși și spitalul municipal, dacă e să o luăm așa, spital, mă refer la clădirea spitalului municipal, n-a fost oarecum asocierea realizată de bunăvoie. Adică există soluții legale în așa fel încât să ajungem într-o situație care să urgenteze aceste exproprieri. Și nu vreau să le pronunț acum, pentru că nu vreau să dau idei. Dar, eu vă garantez că avem soluții. Și nu vreau să-l asigur pe domnul director general că vom avea o colaborare cât se poate de strânsă pe orice impediment care apare, inclusiv pe acesta. Și să știți că există soluții pentru orice problemă, indiferent de modul de tergiversare care este practicat. Pe mine m-a deranjat un singur lucru. Faptul că s-a tot anunțat că suntem în întârziere, că proiectul POIM este pus în pericol, că datorită conducerii sau ADIB-ului, nu știu ce nu se realizează sau ce s-ar fi realizat dacă era un domn consilier de-a dânsului în conducerea CRAB care oarecum
cunoaște prețul conductelor de pe piață, pentru că s-a ocupat cu treaba asta. Ca atare, nu vreau să ajung în derizoriu cu această aplicație, tocmai pentru că am semnat-o și eu acum un an de zile. Din contră, o să mă țin de ea, indiferent de ce piedici se vor pune sau nu se vor pune, sau vor intra într-un normal firesc, să înțeleagă că nu există un beneficiu de imagine din punctul ăsta de vedere, ci un deficit. Atât timp cât se realizează ceva și rămâne în Bacău, cred că avem toți de câștigat, inclusiv primăria Bacău, inclusiv conducerea primăriei. Cred că trebuie să intrăm într-o normalitate din punctul ăsta de vedere, la fel ca și în asocierea cu spitalul. Nu vă ascund că ar trebui să mai dăm o hotărâre de comitet județean ca să putem să începem și lucrările în partea de spital municipal sau parte de clădire, de fapt, că nu, ea nu mai există din punct de vedere juridic. Eu îmi doresc peste 3 ani să fim sănătoși și să fim la recepția acestei lucrări atât de importante. Îmi doresc de asemenea ca aceste lucrări să se desfășoare într-un ritm alert, poate chiar mai devreme de timpul din contract. Și în același timp reiterez un lucru care l-am spus inițial, îl asigur pe domnul director general de colaborarea totală și transparentă între Consiliul Județean, ADIB și CRAB. Despre ce suprafață de teren e expropiere pe utilitate publică, ținând cont că este conductă de aducțiune de apă, deci ceea ce n-ar însemna acum vreo mare sumă. Vorbim de 975 de metri pătrați în totalitate, terenul încă nu este evaluat. Metri pătrați, 975. Dacă era în... Da, păi e coridorul de expropiere. Da. Unde nu trece pe domeniul public, da. 975 da. De metri. Da. Tot parcele de teren. Exact. Dacă era... Păi nu, e de-a lungul conductei. Scorțeni trece prin anumite zone a unor proprietari privați și de asta trebuie expropiere. Că unde trece pe domeniul public nu e nicio problemă. De asta unde e domeniul public nu e o problemă, unde e domeniul privat. Sunt 17 proprietari. Noi am înaintat primăriei municipiului Bacău tabelul cu acești 17 proprietari. Suprafețele aferente fiecăruia variază de la, nu știu, 2 metri pătrați, cea mai mică suprafață, la 179 de metri pătrați. Deci, așa cum spunea și domnul președinte, vom expropria efectiv porțiunea pe unde trece conducta de aducțiune. Valoric nu știu să vă spun, pentru că valoarea va rezulta era în oraș, în urma... ce repede se expropria? Exact. În urma, în cadrul procedurii de expropiere se stabilește valoarea. Deci, efectiv, nu reprezintă, dacă ne dăm... De asta am tras acest semnal de alarmă în această conferință de presă, pe care nu mi-aș fi dorit-o să pomenesc acest lucru, dar am atras un semnal de alarmă tocmai pentru fapt să urgentăm. Nu vreau să stăm cu nimic. Avem contractul semnat și o să procedem la semnat inițial sau e... Acordul. Da? Haideți să-l semnăm efectiv, că totuși, la urma urmei, am prezentat proiectul, dar nu l-am semnat. O să fac oficiile de gazdă. O să fac oficiile de gazdă, știți. Deci, nu în ultimul rând, să știți că eu chiar felicit conducerea CRAB și îi mulțumesc și domnului director general că s-a plecat. Sunt convins că nu i-a fost foarte simplu să participe la această licitație în așa fel încât să asigure ca această lucrare să fie într-un parteneriat win-win, ca să zic așa. Pentru noi, zic eu că e doar un început, așteptăm, mai avem încă 18 contracte, dintre care, așa cum am anunțat, Jarspăsul nu mai are obiecțiuni
pe niciun contract care formează această aplicație. E o muncă titanică care se va desfășura și de acum încolo în ceea ce privește partea de reactualizări de prețuri, reactualizări de indicatori de deviz, indicatori de tehnico-economici. E o întreagă procedură și care, fără de care nu se poate, dar pentru cei care nu cunosc, poate li se pare simplu că ajungi într-un stadiu să semnezi un contract. Durează mult și această aplicație, dacă dă Dumnezeu, o vom implementa, poate nu în termenul care este și clar că ar însemna o utopie să spun că la finalul 2023 470 de milioane de euro vor intra în județul Bacău, pentru că nu există cum, există posibilitatea fazării, tocmai de asta și există, dar ne vom ține de ea să o implementăm integral. Întrebări? Mai sunt? Da. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc domnului director general și vă doresc o după-amiază cât mai plăcută. O să ne revedem la prezentarea stadiului aplicației POIM. Vă mulțumesc!